icoana, putem să o numim noi teologie în culori și artă teologică. Și din acest considerent, cred eu că icoana, atunci când ajunge într-o expoziție de artă, prezintă, odată în plus, acel talent al zugravului de icoane, prezintă fațeta artistică al icoanei, deoarece nu cred că sunt muzee mari din lume care nu s-ar bucura de o colecție foarte frumoasă de icoană la ei. Deci, această icoană, într-un cadru muzeistic, este o invitație la dialog. Este o invitație la o gândire. Astăzi noi suntem obsedați de foarte multă imagine. Această imagine ne urmărește de peste tot. Nu ne întreabă aceste postere, billboard-uri, bannere care împânzesc orașele. Nu ne întreabă vrem să le privim ori nu. Atunci când venim într-o expoziție, mai ales când este vorba de o expoziție de icoană, ai un alt dialog, ai un alt discurs. Icoana te privește cu altă privire, icoana te privește cu un alt ochi, te privește calm, îți pune întrebări și totodată așteaptă să-ți pui tu întrebări singur și să găsești răspunsul la această întrebare. Un cadru muzeal este, cred că, cel mai potrivit cadru pentru o expoziție de icoane, mai ales că toate operele din expoziția de față au trecut prin mâinile restauratorilor de la muzeul nostru și cred că acum au și ele o altă privire, această privire pătrunzătoare pe care o au icoanele și o adresează către privitor, este foarte bine să fie anume în acest cadru.